Haide să revenim în platou, că vreau să o întrebăm pe Ancuța ce să mâncăm și noi într-o zi ca să nu ne facem mari, dar să fim puternici. Ca să nu ne impresioneze sau să urle cântarul, dar noi să fim acolo, prezenți de la prima oră și până la ultima oră. În primul rând, este foarte importantă apa pentru organism. Da? Și acum apă, toată lumea zice, bei 1,5 litri, 2 litri de apă pe zi. Nu, se bea în funcție de câte kilograme ai. Cam vreo 3,5-4 ml per kilogram corp. Cam atât. Vara mai mult, dacă faci sport mai mult. Dacă nu faci, ești sedentar, te oprești la 3,5. Bun. După aceea, ziua o începi cu un suc de grapefruit sau de portocale. Tu nu bei cafea, Ancuța? Ba da, beau și cafea. Păi și nu bem cafea dimineața? Uite că nu mai bem. Și eu tot așa făceam. Beam cafeluța, da? În ultimii ani, într-adevăr, am băut cafea cu unt de cocos în ea, cu ulei de cocos, așa, și atunci acela protejează stomacul și nu mai ai afecțiuni. Da, se recomandă să mănânci ceva înainte de a bea cafea. Da, bun. Deci, bem suculețul de portocale și mai ales pentru copii este ideal, curăță și creierul de grăsimile acumulate, grăsimile mâncate din mâncarea asta de fast food, care nu este tocmai wow, dar nu ai ce să-i faci. Deci nu putem să ținem copiii să nu mănânce shaorma. E, ba da, îi ținem în casă. Nu avem cum, nu avem cum, pentru că își comandă. Deci am și o fete și știu ce își comandă și știu și eu plecam la sală, la Zumba. Acum ăștia au un meniu foarte fain, nu pot să le fac reclamă, un meniu de casă, știi? Și e de la comandați, nu meniu, comandați vreo două, că suntem mai mulți aici și e păcat, nu cred că ajunge la toată lumea. Așa, bun, deci apă, un fresh da, de și ceva. Și după aceea putem să mâncăm dimineața, ori cereale integrale cu lapte vegetal, cocos, migdale, soia. Așa, sau cel mai sănătos lucru ar fi să mâncăm și noi un ou cu legume, o felie de pâine integrală, dacă nu avem probleme, intoleranță la gluten sau la... Depinde acum ce urmărim. Dacă urmărim să fim sănătoși, mâncăm mâncare normală, deci din toată gama. Dacă urmărim să slăbim, atunci mai reducem un pic grăsimile, zahărul. Păi ne putem gândi exact la tine. Ce ai urmărit acum 3 ani? Ce voiai? Care erau rezultatele pe care tu ți le doreai? Făceam din ce în ce mai mult sport, iar efectul era dezastros. Adică începeam să mă îngraș. Există așa ceva? Să faci mai mult sport, să te îngrași? Da, există așa ceva. Da, din aer și din apă. Nu cred, nu, serios, mi se pare foarte... Da, aveam un deficit, nu, aveam un deficit de vitamine, minerale și oligoelemente. Și atunci eram tot timpul într-o stare din aceea de înfometare, dar eu nu mă simțeam bine. Și am început să mănânc cum trebuie, chiar am început să mănânc, acum chiar mănânc, da? Mănânc foarte mult albuș de ou dimineața, mai mult albuș decât... Nu, plăcut, gătit. Așa, cu foarte multă verdeață, pătrunjel nelipsit, ardei iute nelipsit. Ardei iute? Ardei iute, păi da, conține capsaicină, nu face nimic. Nu, ție, nu-ți face nimic, că sunt unii care nici măcar nu pot mânca... Gusturi, da, se lucrează, se prelucrează în 28 de zile. Deci dacă 28 de zile mănânci ardei usturat, papilele tale gustative... Nu o să mai simtă nimic! Nu o să mai simtă nimic, o să fie... Deci că sunt foarte mulți, sunt foarte multe doamne care te salută și domnișoare, uite, spre exemplu, Anca zice mulți ardei, mulți, mulți, deci nu știu ce vă face mulți. Ancuța, dacă sunteți fani ardei, de la borcan direct, pătrunjel de la Emilia Roxana, cred că vine cu ceva acum la noi, Anca zice confirm succesul doamnei Aura, e mai tonică decât multe domnișoare de 20 de ani. Da, așa e. Bun, bine.